Tiene un pene. Domnul Ionuț, ce spuneți despre această partidă, care încă n-a început? Aveți vreo așteptare? N-aveți așteptări? Foarte mari. Evident. Și de ce anume? Deoarece timpul frumos, una la mână și a doua la mână, o să avem, ca de obicei, două anotimpuri. Mai bine zis patru. Da, cel puțin două. Costi, tu ce faci acolo? Montez lansetele. Foarte bine. Arsenalul? Cu ce o să abordezi partida asta? Cu ce se vede? Dumbbell. O bilă de 20 de la SZ Bates Mastercraft și două Ronnie Ritter. Momentan. Ce clige sunt? Se vede? Mhm. Vrei să facem și un test de echilibrare, să vedem cum arată Ronnie în apă? Da. Să vedem. Mhm. Ok. Mișto. Celelalte stau pe substrat. Pune și pe celălalt Ronnie să vedem. Asta e un 360, de fapt. Această montură va sta cu minte. Așteptăm bătrânii. Să o activăm puțin. Dumbbell-ul, dacă se vede, iar va sta cu minte vă substrat. Mm-hmm. Da? Așteptăm să începem partida. Odihnim puțin. Îți place să consumi alcool? Nu neapărat. Dar fiind problema asta cu virus și am zis să... Te gândești că poate stau la distanță, nu? Poate stau la distanță, dar problema e alta. Că nu din cauza coronavirusului ne facem probleme, ne facem probleme pentru cel mai mare virus pe care lumea încă nu-l știe,
E virusul pescuitului, care poate, împotriva coronavirusului, poate să găsește un vaccin. Dar cine capătă acest virus? Microbul pescuitului. Microbul pescuitului, acest virus, ce microb, că nu mai e microb, nu mai scapă de. Da. Și ce? Zile și la prietenii noștri abonații. Da. Ce, cum o să abordez partida asta? O să abordăm ca o partidă de, normal trebuia de primăvară, dar cred că de primăvară-vară. Adică o să căutăm și pești mai mari. La început o să căutăm pește în general, să vedem ce, dacă a început să se miște. Și după aia avem niște bile deosebite. Special pentru Cătălin. Monster Crab? Monster Crab la Seth Bates. La un miros îmbietor. Te scoală din mormânt. Sunt proaspete. Și acestea ar trebui să ne aducă niște capturi deosebite dacă crapii cei mari au început să se miște. Am înțeles că s-a populat recent și ar fi trebuit să trezească mai toți peștii din baltă și cei mari. Dacă populez o baltă, încep să circule, încep să lea și să agită toți, și vin să servească. Foarte bine. Sperăm că o să se adevărească ceea ce ne zici tu acum. Da. Așa. Începem. O să pescuiești cu 4 lansete, cu 3 lansete, cum o să abordezi? Încă nu ne-am hotărât. Să vedem ce... Mai studiem odată locul. Cred că totuși cu 4 la început să-l căutăm puțin, să vedem cum se prezintă trăsăturile. Și oricum, noi suntem adepții pescuitului cu 3 lansete. Încet, încet am realizat că... Ne uitam înainte la englez că dăteau cu 3 și ne miram de ce, și în România încet încet 4 lansete sunt multe pentru un post de pescuit delimitat, cum sunt pe marea majoritate a balastielilor și a bălților de pescuit. Și asta ar fi ideea. Acum să vedem cum se mișcă peștele. Da. Și canada ce o să folosești? Tot de la Seth Bates o să folosești? Da, avem... O să te bazezi pe Monster Crab-ul ăsta? Îl încercăm, nu? Este o noutate. Da, odată. Și mai avem ceva care nu le-am... Noutate pentru Seth Bates, pentru că ei nu aveau asta până da, acum. Da, da. Și mai avem... Iarăși... Nu, e tot Monster Crab. Tot Monster Crab, dar double-ul. Deci avem și bile, avem și dumbbell-uri. Dumbbell-uri, da. De la Seth Bates. Ambele Monster Crab. Da. Dacă se vede? Se vede perfect. Tot așa proaspete. Simte, sunt. Vietoare, și... Și în afară de Monster Crab-ul ăsta, mai e altceva? Mai avem... Clasicile Spicy Krill, nu? Spicy Krill-ul, da. Uh-huh. Tot așa de 20. Și, în afară de bile, mai dai și cu altceva? O să încerci și pe semințe? Pe un amestec de semințe? De la nada e altceva, dar o să încercăm niște combinație de niște porumb cu usturoi, ceva care să-l atragă puțin în perioada asta, un miros mai înțepător așa, și de usturoi și de porumb fermentat.
Să-l trezim puțin la realitate, să realizeze că e venit după iarnă și trebuie să hrănească proteine. Și el e apatic acum și trebuie să-l atragem cu ceva mai mult ca de obicei, mai mult decât vara. Să-l căutăm și până la urmă să-l găsim, ca de obicei. Păi eu nu ce să zic, fir întins. Capturi cât mai frumoase. Costinio, la fel și ție. Am văzut că îți place să te joci cu jucărelele. N-ai avut jucării când erai mic. Ele așează de zor acolo. Dragii mei, urmează să ne desfășurăm și noi tele. Imediat cum vom prinde un pește, vom reveni cu video. Până atunci, v-am pupat. Numai bine. Pa, pa. Fiecare vrea ce face? Ia, mă, să vedem. Am lucrat la bar. Puțin, așa. Am lucrat la bar. Da. Lasă-l să respire. Ceva deosebit. Zic, Costitu. Faci cărțile? Da, dragule. Dacă îmi dai și cănuța ta care este foarte departe de mine. Ia. Ia vezi. Ia. Bă, tu mai ai acolo ceva, bă. Aolo, mă fac de râs. Grătarul merge, băutura merge. De pescui când pescui și voi. Ce să faci, mă? Nu mai râde, Costi, că și tu ești inculpat. Cât te poți să faci, mă? Hai, nu. Mai bețiv, mă, nu mai bețiv la pescuit. Hai să aveți fir întins. Hai. Dar stai că te mai... Ce? Te mai controlez un pic, să vezi cum fac, să văd cum faci cărțile, hai. Apa, trebuie să bem și apa. Bine, hai, fie. Și acum facem o eliberare frumoasă. După un pește frumos. Hai de tot. Nu uitați, urmăriți și abonați-vă Jurnalul Pescarului.